Bine ați revenit la mobilissimo.ro. În 2020 OnePlus și-a întors fața și spre cumpărătorii care vor telefoane de buget. Acesta este OnePlus Nord N10 5G. A debutat alături de N100 la final de octombrie și sunt printre primii norocoși care apucă să-l vadă pe viu. 349 euro este prețul său și e practic o variantă light de OnePlus Nord, care primi deja unboxing-ul și recenzia noastră. Ce avem noi aici este un procesor proaspăt, nou. Nu l-am văzut pe foarte multe telefoane până acum. Avem o cameră quad în spate, cititor de amprente tot în spate, un semn al telefonului de buget. În același timp, se păstrează refresh rate-ul destul de ridicat și uh, avem și 5G, iar prețul este atractiv, așa cum am zis. Pentru cei curioși, o să vedeți în minutele următoare ce este în cutie, care sunt primele impresii și ce face special acest smartphone. În 2020, OnePlus a scos un record de 6 telefoane, iar cele mai ieftine sunt acestea noi, cu N în nume. Hai să vedem ce poate N10. avem de face cu un telefon care este comod de folosit cu o singură mână, are un corp din plastic care prinde lumina într-un mod interesant, îmi amintește -am de Honor Optics sau Honor 9, dacă mai țineți minte, acel telefon. Un setup quad în spate cu senzor dispus în forma literei L și acum hai să vedem ce primim în cutie. În primul rând nu primim husă, ca la alte telefoane OnePlus, dar avem acest plic în care se află cheița ce oferă acces la sloturi și de această dată, când zic sloturi, includ și microSD. Evident că avem și un manual, informații despre securitate și valoare SAR pe care mulți dintre voi vreți să o aflați și mă întrebați uneori care e valoarea SAR a acelui telefon. De bine, acum o vedeți. O mai las o dată ca să vedeți ce și cum și dacă vreți o și listăm în unboxingul text. Bun, trecem mai departe și găsim ce ne interesează de fapt. Celebrul cablu roșu cu conector USB-C pe de o parte și USB-A pe cealaltă parte și un încărcător generos ca dimensiuni cu conector USB-A și cu promisiunea de încărcare la, hai să vedem, 30 de vați, așa cum ne și așteptam de altfel. Cam atât în această cutie, fără căști și fără husă, dar de obicei OnePlus-urile nu vin cu căști. Nu că OnePlus n-ar face căști mai nou, unele wireless interesante, am și testat eu unele, găsiți recenzia pe canalul YouTube. Întorcându-ne la telefon, foarte ușor de manevrat și comod, nu aș spune că este alunecos, deci o primă veste bună. V-am zis că este fabricat din plastic și vă mai spun că are o talie de 9 mm și cântărește 190 de grame, dar îl simt, sincer, mult mai ușor decât această greutate. Ce ce vedeți voi aici este un ecran de 6,49 inch, este un IPS LCD, cu refresh rate de 90 Hz și rezoluțiile 2400 pe 1080 pixeli. La interior este un procesor pe care nu-l vedem prea des în ultima vreme. Avem de face aici cu un CPU Qualcomm Snapdragon 695 g 8 core 8 nanometri și este însoțit de 6 GB de RAM și de 128 GB de stocare, completați de un slot microSD. Ca baterie avem o unitate de 4300 mAh, iar acest smartphone se încarcă, așa cum am zis, la 30W. Jos găsim gecul audio, aici în stânga, apoi microfon, apoi portul USB-C și un difuzor. Dar nu e singurul, pentru că avem un setup stereo pe acest smartphone. Pe partea de securitate vom găsi în spatele telefonului cititorul de amprente. Nu e nici lateral, nu e nici în ecran, este chiar aici în spate, deasupra logo-ului OnePlus. Iar deja l-am setat și pot să vă arăt cât de rapidie e. Punem degetul aici și a deblocat imediat telefonul. La capitolul cameră avem un decupaj măricel în ecran, chiar aici în colțul din stânga, pentru o cameră selfie de 16 megapixeli. În spate, o cameră quad, de care am tot amintit până acum, și hai să vedem cum stăm ca setup. În primul rând, o cameră principală, un senzor principal de 64 de megapixeli, deschidere f1.8, Face detection autofocus, apoi o cameră ultra wide 8 megapixel, vine și o cameră de 2 megapixel bokeh și una de 2 macro, avem blitzul LED aici și filmare 4K. La capitolul conectivitate, bifăm 4G, dar și 5G, unul dintre cele pointurile ale telefonului. Aș mai aminti și de faptul că are Wi-Fi dual band, portul SBC, Bluetooth 5.1, GPS dual band, NFC și um, e bine, cam atât. Cred că n-am uitat nimic altceva. Ca software este o chestiune interesantă aici. Noi rulăm în acest moment Android 10, da? Cu Oxygen OS 10.5 aplicat peste. Ei bine, telefonul o să primească doar update la Android 11. Nu o să sară la 12, dar o să aibă 2 ani de update-uri de securitate. Vine doar în această nuanță, nu mai are și altă variantă, deși nu exclud ca poate pe viitor să apară și alte variante de culoare. Ca de obicei, o privire rapidă în interfața camerei, minimalistă, negru pe alb, mai bine zis gri pe un fundal negru care se schimbă într-un toggle alb când ajunge în dreptul său. Opțiuni Pro, funcție Nightscape pentru captură nocturnă, Portrait, Foto, Video, avem și Slow Motion, Panorama și Time Lapse Dacă vreți niște extra opțiuni, putem să intrăm în această zonă și găsim Ultra Shot HDR opțiuni legate de rezoluția video. Apropo, avem și filmare cinematică 4K cine la 30 de FPS, care este binevenită. E cu acea încadrare 21 pe 9 și mai sunt multe alte opțiuni interesante aici, iar macro este semnalat de această floricică care ne indică un super macro și aici putem regla dacă să facem pozele la rezoluție de 16 megapixel sau de 64 de megapixel. Deci avem de a face cu un senzor principal care face pixel binding, combină 4 pixel 1 pentru a scoate poze de 16 megapixel. Acestea fiind spuse, am terminat cu primele impresii și am terminat și cu unboxing-ul lui OnePlus Nord N10 5G. Vă reamintesc, 349 de euro este prețul său oficial pe site-ul OnePlus. Pot să zic că mi se pare foarte comod, nu e deloc alunecos, spatele nu prea atrage amprente și am așteptări mari de la baterie sa, de la ecran, de ce nu? La acest preț, acest refresh rate este binevenit, îl aveți setat din fabrică, hai să vedem, pe 90 Hz, dar puteți să-l puneți la 60 Hz pentru a economisi niște baterie. Cam atât la mobilisimă.ro, Am terminat recent recenzia lui OnePlus 8T. Acum vine și N10, uh, OnePlus Nord N10 5G. O să vedem ce poate imediat. Cam atât de la noi. La revedere!